Peste 30 de milioane lei bani folosiți deja de Consiliul Județean pentru efectuarea unor cheltuieli eligibile în cadrul unor proiecte finanțate pe programul operațional regional ar fi putut reveni în vistieria instituției dacă aleșii liberali din Consiliul Județean ar fi votat proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței de marți. Potrivit președintelui Pastor Șandor, în ultimele 3 luni, specialiștii din cadrul Consiliului Județean au conceput mai multe proiecte retrospective. Avem posibilitatea de a recupera aproximativ 82 de milioane de lei prin aceste proiecte retro, să-i zicem. În următoarea împărțire, aproximativ 50 de milioane de lei vor intra în contul bugetului de stat, dar 32 de milioane de lei aproximativ vom obține în bugetul propriu al Consiliului Județean. Mecanismul proiectelor retrospective prevede decontarea în cadrul programului POR a unor cheltuieli eligibile deja efectuate de beneficiari și includerea acestora în aplicații de plată către Comisia Europeană. În cazul Consiliului Județean Bihor, este vorba despre cheltuieli deja suportate cu proiectul de finanțare POR Reabilitare DG792A Beliu Tincaleș, proiectul de finanțare POR Reabilitare și Modernizare DG767A Uileacu de Criș Bălaia Burzuc Sârbi, precum și proiectul privind reparații capitale și amenajări interioare sediu nou Muzeul Țării Crișurilor, etapa a doua. Proiectele de hotărâre au necesitat 18 voturi. Acestea au întrunit doar 17, aleșii liberali votând împotrivă. Grupul PNL nu votează dacă nu va fi validat consilierul PNL. Cerem să fim respectați, atât am avut de declarat, a precizat liderul grupului PNL din Consiliul Județean, făcând trimitere la faptul că executivul nu a validat mandatul unui consilier liberal. În aproximativ o săptămână, documentația trebuie depusă pentru ca Agenția de Dezvoltare Nord-Vest să poată demara procedura. Vineri, consilierii județeni se vor reuni în cadrul unei ședințe extraordinare.